Cererea Rusiei către Republica Moldova de a achita datoria pentru gaz nu este motivată politic. Marfa livrată trebuie plătită, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov. Reacția vine după afirmațiile președintelui Maia Sandu, precum că datoriile istorice pentru gaz acumulate din 1994, pretinse de Moscova, sunt motivate politic și legate de intenția Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, răspunzând la întrebările jurnaliștilor în data de 13 mai, a abordat și subiectul achitării datoriei istorice a Moldovei pentru gazul furnizat. Nu există un subtext politic aici. Dacă marfa este livrată, ea trebuie plătită. Unele facilități rezonabile își au loc, însă datoria nu poate crește în permanență. Nu se încadrează în limitele niciunei înțelegeri economice, a declarat demnitarul de la Moscova. În urmă cu câteva zile, la postul TVR Moldova, președintele Maia Sandu spunea că, într-o perioadă economică atât de dificilă, Rusia nu ar trebui să ceară restituirea datoriei pentru gazul furnizat țării. Potrivit șefului statului, o astfel de abordare este politică. Ei spun că sunt datorii din 94 și atât din 94 până acum nu le-au cerut. Acum le-au cerut de la noi și mai ales în contextul în care prețurile la gaze au crescut de atâtea ori. Nu este o atitudine comercială, este o atitudine politică. Totodată, a adăugat Maia Sandu, Republica Moldova nu este pregătită să renunțe la gazul rusesc, întrucât consumatorii nu vor putea plăti pentru combustibil mai scump de la furnizorii occidentali. Mărimea datoriei istorice pentru gazul din dreapta Nistrului, care a început să se acumuleze încă de la mijlocul anilor 1990, este estimată la 709 milioane de dolari, inclusiv penalități pentru întârzierea plăților. În octombrie anul trecut, Gazprom și Moldova Gaz, cu participarea viceprim-ministrului Andrei Spânu, au prelungit pe 5 ani contractul de furnizare a gazelor către Moldova, condiția fiind ca până în mai 2022 partea moldovenească să efectueze un audit independent al datoriilor acumulate de Moldova Gaz de-a lungul deceniilor, după care se va elabora un program de rambursare. Dar auditul nu a putut fi efectuat, potrivit viceprim-ministrului Andrei Spânu, pe fondul evenimentelor din Ucraina, nimeni nu a depus o cerere de participare la concursul de selecție a unei companii de auditare. Partea moldovenească a trimis o scrisoare către Gazprom cu o cerere de amânare a auditului datoriei istorice la gaze cu un an, dar nu a primit încă un răspuns.